Ne aflăm în centrul satului Topile. După cum vedeți, încercăm să facem un rond. În acest rond va întoarce autobuzul, microbuzul, în special mașinile care vin în centrul satului. La cererea cetățenilor din satul Topile, am încercat să aducem în jur de 220 de mașini de pământ necesar pentru a acoperi această zonă și a o înălța până la nivelul unde se va putea face, sper, în anul următor, un rond frumos, prevăzut cu bănci pe o parte și pe alta, și în centru vom pune vom face un sens giratoriu. Tu! Aia de unde l-am arătat cu aia! Bineînțeles faptul că... Deci total neintenționat am trasat această problemă și... Și s-a rezolvat toate problemele astea care era interior. Cu acordul cetățenilor din satul Topile am luat acest pământ, o cantitate foarte mare care ne-a fost necesară și n-am avut unde să o luăm din altă parte decât de pe teritoriul Comunei Valea Sacră, din mai bine zis din satul Topile. Cu acordul cetățenilor am luat această cantitate de pământ pentru a acoperi această zonă. Să știți că ne-a fost de foarte mare folos această cantitate de pământ, deoarece se ajungea la o sumă foarte mare, dar cu o sumă foarte mică. Băi, ești nebun? Băi, ești prost? Poate, dacă un calcul, o sumă infimă. 100 din X egal Y, când locuiești pe Y, când a doua ecuație, faci ecuația egal întâi cu două necunoscute și după aia spui X plus Y egal suma totală și scoți pe Y și după aia îți scazi din suma totală pe X și îți dă Y. Să facem un lucru foarte bun datorită faptului că... Vreau să vă răspund pentru datorită faptului că este spațiul este limitat în limita capacității pe care este destinată, este insuportabil datorită fiind faptul... Nu era loc de întors autobuzul, în general mijloacele de transport comun. Dacă o să vedeți, am încercat tot în două săptămâni și ceva să facem o stație de autobuz. Este pe ultimii metri, mai urmează să mai punem băncile din interior și să-l dăm cu var. Da. O să vedeți în continuare un important obiectiv care l-am și vreau să-l realizez. O să mergeți, o să vedeți că în partea de sud avem o problemă deosebită. În urma unei alunecări de teren, satul iarăși s-a despărțit în două și iarăși nu se poate circula pe artera care o vedeți în fața dumneavoastră, unde este acest tub, deoarece... Păi la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. În urma alunecării de teren, propriu zis, trecerea este oprită. Tot în anul următor voi încerca. Vom să mergem la fața locului, să putem da drumul la această, să facem o cale de acces, măcar pe o variantă din cele două variante. O să vedeți la fața locului că sunt două variante. Una o să sperăm că o să putem să o realizăm, iar cealaltă să o vedem printr-un program. Vrem să accesăm un program european. Staci! Ce te-aș bate? Nu numai pentru acea cale de acces, datorită eroziunii care a fost, cât și dacă o să filmați pe partea de lângă podul existent, a început să năruie malurile, iar noi vom încerca să accesăm un proiect european pentru consolidarea malurilor și pentru o regularizare a acestui pârâu. Hai, mai tăie din ele, de le drept!